Ianis, cum te simți la echipa națională? Mă simt foarte mândru că îmbrac tricolul României și dau totul în fiecare zi. Ai fost nominalizat de FRF la titlul de tricolorul lunii septembrie. Crezi că meriți acest premiu? Nu mai fanii pot decide dacă meriți sau nu acest premiu. Ce obiective ți-ai fixat în acest sezon? Să înscriu cât mai multe goluri și să câștigăm cât mai multe trofee cu echipa de club. Suedia și Mexic. Cum vezi tu aceste două meciuri? Două echipe foarte puternice și sperăm să le învingem. De-aia mergem acolo. Ne poți povesti ce ai simțit când ai marcat primul gol la U21 în meciul cu Georgia? Foarte mare bucurie. E o bucurie imensă când înscrii pentru țara ta și sper să o țin tot așa. Îți merge bine la echipa de club, marchezi, echipa a urcat în clasament. Care e secretul? Muncă zi de zi și multă pasiune. Are FCSB forța de a câștiga trofeul în acest sezon? Da, cu multă seriozitate putem câștiga. A existat un moment în viața ta când ai decis că vei juca fotbal, când ai știut că asta vei face în viață? De când am dat prima oară minge, m-am gândit că o să joc fotbal. Ce pasiune are Iani Stoica? Să mă uit la serial și să joc FIFA. Dacă ar fi să dai un sfat unui puști de 10 ani care vrea să joace fotbal, ce sfat i-ai da? Să muncească zi de zi și să pună foarte mult suflet. Ianis, mulțumesc frumos și mult succes! Mulțumesc și eu!